Dumnezeu a tot puternic spune. Multor oameni poate să nu le pese de ceea ce spun, dar eu tot vreau să-i spun fiecăruia, așa zis, sfânt care îl urmează pe Isus, că atunci când îl veți vedea cu ochii voștri pe Isus coborând din ceruri pe un nor alb, aceasta va fi arătarea publică a soarelui dreptății. Poate că acela va fi un moment de mare entuziasm pentru tine, și totuși ar trebui să știi că. Timpul când asist la coborârea lui Isus din cer este și timpul când tu cobori în iad pentru a fi pedepsit. Aceasta va anunța sfârșitul planului de gestionare, planul de mântuire a lui Dumnezeu. Și va fi momentul când Dumnezeu îi răsplătește pe cei buni și pedepsește pe cei răi. Că judecata lui Dumnezeu va fi încheiată înainte ca omul să vadă semne atunci când nu există decât exprimarea adevărului. Cei care acceptă adevărul și nu caută semne și astfel au fost purificați, se vor fi întors în fața tronului lui Dumnezeu și vor fi intrat în îmbrățișarea Creatorului. Numai cei care persistă în credința că Isus care nu vine pe un nor alb este un Hristos mincinos, vor fi supuși pedepsei eterne. Pentru că ei cred doar în Isus care face semne, dar nu le recunosc pe Isus cel care proclamă judecata aspră și care oferă adevărata calea vieții. Și astfel, se poate doar ca Isus să trateze cu ei atunci când se reîntoarce, în mod deschis, pe un nor alb. Amin. Cuvintele lui Dumnezeu relevează că cea mai mare greșeală comună a credincioșilor în întâmpinarea Domnului este să se agațe de litera scripturii și să-l aștepte să se întoarcă pe un nor. Chiar și atunci când aud că s-a întors, și că face lucrarea de judecată din zilele de pe urmă, ei nu cercetează și nu ascultă glasul lui Dumnezeu. Da. Nimeni nu-și închipuie că atunci când oamenii chiar îl vor vedea pe Domnul Isus coborând pe un nor, lucrarea lui Dumnezeu de mântuire a omenirii se va fi terminat deja. Vor plânge amarnic și vor scrâșni din dinți. Da. Da. Este foarte periculos să te agăți de noțiuni fără să cauți adevărul. Da, este în tocmai cum spune Dumnezeu. Numai cei care persistă în credința că Isus care nu vine pe un ora alb este un Hristos mincinos vor fi supuși pedepsei Dumnezeu! Împodmolită în propriile noțiuni, aproape am ratat șansa de a-l întâmpina pe Domnul. În trecut, am fost predicatoare într-o biserică de casă. În 1996, mă simțeam atât de pustiită spiritual încât mergeam să ascult alte predici. Am auzit, Că fulgerul de la răsărit mărturisea că Domnul s-a întors în trup, că înfăptuia lucrarea de judecată din zilele de pe urmă și că mulți frați și surori se alăturaseră deja fulgerului de la răsărit. Am fost șocată și m-am gândit: Domnul s-a întors? Cum se poate așa ceva? Biblia spune: Bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? acel Isus care a fost luat în cer de la voi, va veni în același fel în care l-ați văzut mergând spre cer. Domnul ar trebui să se întoarcă pe un nor în trupul său spiritual reînviat. De vreme ce nu am văzut niciodată așa ceva, cum poate spune cineva că s-a întors? Partea referitoare la lucrarea de judecată a lui Dumnezeu întrupat este și mai puțin credibilă. Așa că nu am ascultat niciodată predicile fulgerului de la răsărit. Ce s-a întâmplat după aceea? Într-o zi, fratele Wang a invitat alți predicatori în biserica noastră. A spus că predicile lor vor avea luminarea Duhului Sfânt și că putem învăța ceva cu toții. Am fost încântată și am invitat și pe ceilalți frați și surori. În adunare, două surori au integrat Biblia în părtășia lor despre însemnătatea lucrării lui Dumnezeu din epoca legii și cea a Harului. Au vorbit despre faptul că trăim într-un cerc vicios de a păcătui și a mărturisi, cum suntem murdari și nedemni de a-L vedea pe Domnul. Au mai spus că Biblia profețește că Domnul ne va judeca și curăți când se va întoarce în zilele de pe urmă, pentru a ne rezolva natura păcătoasă. Astfel, vom fi eliberați de păcat și demn de împărăția cerurilor. Așa așa Domnul Iisus a spus, mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Însă când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul. Amin. Și căci eu n-am venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea. Pe Cel ce mă respinge și nu primește cuvintele mele, are cine să-L judece. Cuvântul pe care l-am spus eu, acela îl va judeca în ziua de pe urmă. Amin. Amin. În cei zece ani ai mei de credință, nu auzisem niciodată o părtășie ca aceea. Slavă ție, Dumnezeule! Trebuia să aud mai mult. Așa că le-am invitat pe surorile acelea la mine acasă pentru a auzi mai multă părtășie. Grozav. Grozav. O soră a vorbit despre cuvintele lui Dumnezeu. Cele șapte tunete răsună prorocind că Evanghelia Împărăției se va răspândi în tot Universul. A spus că Domnul Isus se întorsese drept Dumnezeu atotputernic, Hristos din zilele de pe urmă. Când am auzit cuvintele lui Dumnezeu, menționând că fulgerul luminează direct de la răsărit la apus, mi-am dat seama că acesta era fulgerul de la răsărit. Am fost atât șocată, cât și dezamăgită. Cum se putea una ca asta? Nu auzisem asemenea predici luminatoare de ani de zile. Fusesem încântată, crezând că găsisem lucrarea Duhului Sfânt și că dobândisem susținerea apei vii însă era fulgerul de la răsărit. Stă scris în scriptură că Domnul se va întoarce în forma sa spirituală și ne va duce direct în cer. Cum puteau să spună un asemenea lucru că Domnul s-a întors în trup? N-am vrut să mai ascult o vorbă. Dacă le-aș fi lăsat să mă ducă pe o cale greșită, anii mei de credință ar fi fost în van. Voiam, pur și simplu, să le alung. Pe de altă parte, după două săptămâni cu ele, văzusem că trăiau o umanitate foarte bună. Mm -hmm. Ne aflam în toiul iernii, așa că era foarte frig, și era trecut de miezul nopții. Am considerat că ar fi de dreptul inuman să le dau afară. Categoric. Timp de o clipă am avut sentimente contradictorii. Nu știam care este voia lui Dumnezeu și mă chinuiam. M-am scuzat pentru a merge în camera mea și m-am rugat domnului. O, Doamne, părtășia acestor surori chiar are lumină, dar mi-e teamă să nu fiu greșit îndrumată. Sunt atât de pierdută și nu știu cum să reacționez. Doamne, te rog, îndrumă-mă. Apoi, mi-am amintit că Domnul Isus ne-a învățat să tratăm oamenii cu iubire. Să le dau afară. Ar fi fost ceva greșit. Da. da, da. Voia Domnului era ca eu să le las să rămână. Slavăție, Dumnezeule! M-am simțit copleșită în fața celor două surori. Nu mă puteam liniști. Știam că părtășia lor era luminatoare și că venea de la Duhul Sfânt. Însă părtășia despre Dumnezeu care s-a întors în trup era contrară noțiunilor mele. M-am gândit, Că pot pur și simplu să le întreb. E bine. Da, da. asta trebuie da. făcut. Da, asta trebuie făcut. Așadar, le-am întrebat: Mărturisiți că Domnul Isus s-a întors în trup. Dar eu nu pot să vă cred. Stă scris în Biblie. Bărbați Galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Isus, care a fost luat în cer de la voi, va veni în același fel în care l-ați văzut mergând spre cer trupul spiritual al Domnului a fost cel care a fost înălțat. Prin urmare, acesta va fi cel care se va întoarce pe un în nor. Deci, cum puteți spune că s-a întors în trup? Da. Am primit răspunsul de la sora Li. Numeroase profeții biblice vorbesc despre întoarcerea Domnului în trup. Domnul Isus a spus, Căci, așa cum se vede fulgerul de la răsărit și până la apus, tot așa va fi și venirea Fiului Omului. Deci, fiți pregătiți și voi, pentru că Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă așteptați. Căci, așa cum iese fulgerul și luminează, de la o margine a cerului la cealaltă, tot așa va fi și cu Fiul Omului în ziua sa, dar mai întâi trebuie să sufere multe și să fie respins de această generație. Da. Cuvintele Lui Dumnezeu vorbesc despre Fiul omului și despre întoarcerea Fiului omului. Fiul omului este acela care se naște din om și care are o umanitate normală. Da, da. În forma sa spirituală, nu ar fi numit Fiul omului. Iahve, Dumnezeu, este Duh. El nu poate fi numit Fiul omului. Da, da. Îngerii sunt Duhuri, așa că nu pot fi numiți Fiii omului. Așa e. Domnul Iisus era numit Hristos, Fiul omului, fiindcă era Duhului Dumnezeu întrupat și avea o umanitate normală. Da. da. Așadar, atunci când Domnul Isus a spus întoarcerea fiului omului și fiul omului se întoarce, înseamnă că Domnul avea să se întoarcă în trup în zilele de pe urmă. E foarte adevărat. E foarte adevărat. Sora Zu a spus, Domnul Isus și-a profețit propria întoarcere, dar mai întâi trebuie să sufere multe și să fie respins de această generație. Dumnezeu lucrează întrupat drept fiul omului în zilele de pe urmă. Oamenii nu îl recunosc drept Hristos și îl tratează ca pe un om obișnuit. Cei care nu iubesc adevărul și nu caută să audă glasul lui Dumnezeu, chiar îi se împotrivesc lui Hristos și îl neagă. Lumea religioasă și regimul satanei îl condamnă și îl resping și ele pe Hristos. Iar acest lucru îndeplinește profeția. Dar mai întâi, trebuie să sufere multe și să fie respins de această generație. Da. Dacă în zilele de pe urmă, domnul ar veni cu slavă, pe un nor în forma sa spirituală, fără îndoială, toți ar cădea înaintea lui. Așa e așa. E. Atunci cum s-ar putea îndeplini această profeție? Exact, exact. Nu poate fi îndeplinită. Apoi, am început să înțeleg că dacă domnul ar apărea în forma sa spirituală în zilele de pe urmă, absolut nimeni nu i s-ar împotrivi, ci l-ar urma cu toții atunci această profeție, dar mai întâi trebuie să sufere multe și să fie respins de această generație, nu ar putea fi îndeplinită. Așa e. Așa e. M-am gândit la faptul că fulgerul de la răsărit mărturisește întoarcerea Domnului Isus și că lumea religioasă și PCC condamnă acest lucru. Nu îndeplinește asta profeția Domnului de a fi respins și de această generație? Se poate ca Dumnezeu atotputernic să fie Domnul Isus întors? Tot nu înțelegeam pe deplin. Biblia chiar profețește venirea fiului omului. Dar Domnul a spus: Iată, el va veni pe nori și orice ochi îl va vedea, chiar și cei care l-au străpuns, toate neamurile pământului se vor jeli din pricina lui. Eram confuză. L-am spus despre această dilemă a mea. Iar sora lui mi-a zis: Domnul e credincios. Fiecare cuvânt al lui se va adeveri. E doar o chestiune de timp. Există multe profeții despre întoarcerea sa. În afară de întoarcerea lui pe un nor, mai există și profeții despre întruparea și venirea sa în secret. De exemplu, Domnul a spus, Iată, eu vin ca un hoț la miezul nopții a răsunat un strigăt. Iată mirele, ieșiți în o întâmpinare. Dar despre ziua și ora aceea nu știe nimeni. Nici îngerii cerurilor, nici fiul, ci numai tatăl. Când Domnul a spus, ca un hoț, la miezul nopții a răsunat un strigăt. Nu știe nimeni, vorbea despre întoarcerea sa în secret. Da, da. În zilele de pe urmă, Domnul se întoarce în două feluri diferite se întrupează în secret drept fiul omului și de asemenea se întoarce la noi public pe un nor. Da. Asta înseamnă că mai întâi se întoarce în trup în secret pentru a judeca omenirea prin adevăr și pentru a face un grup de biruitori înaintea dezastrelor. Odată ce își va fi terminat lucrarea de mântuire a omenirii în secret, se vor abate dezastrele, iar el îi va răsplăti pe cei buni și pedepsi pe cei răi. Abia atunci, Dumnezeu se va revela tuturor națiunilor și popoarelor. Acela? E momentul în care se va împlini profeția Întoarcerii Publice a Domnului. Da, așa așa este. este. Da, așa este. Apoi ea a spus: Toți cei care acceptă lucrarea de judecată a lui Dumnezeu Atotputernic sunt curățiți de corupție, vor fi protejați de Dumnezeu, vor fi mântuiți și vor intra în împărăția lui. slavă Dumnezeule! Însă, Aceia care resping lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă, care îi se împotrivesc și o condamnă, vor plânge amarnic și vor fi pedepsiți. Așa e. Și această profeție se va adeveri. Iată, el va veni pe nori și orice ochi el va vedea, chiar și cei care l-au străpuns. Toate nemurile Pământului se vor jeli din pricina lui. Apoi a citit cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic. multor oameni poate să nu le pese de ceea ce spun. Dar eu tot vreau să-i spun fiecărui, așa zis Sfânt care îl urmează pe Isus, că atunci când îl veți vedea cu ochii voștri pe Isus coborând din ceruri pe un nor alb, aceasta va fi arătarea publică a soarelui dreptății. Poate că acela va fi un moment de mare entuziasm pentru tine. Și totuși, ar trebui să știi că timpul când asiști la coborârea lui Isus din cer, este și timpul când tu coboriniat pentru a fi pedepsit. Aceasta va anunța sfârșitul planului de gestionare a lui Dumnezeu. Și va fi momentul când Dumnezeu îi răsplătește pe cei buni și pedepsește pe cei răi. Căci judecata lui Dumnezeu va fi încheiată înainte ca omul să vadă semne, atunci când nu există decât exprimarea adevărului. Amin. Deodată, mi s-au deschis ochii. Întoarcerea Domnului se produce în etape. Mai întâi, se întrupează, vorbește și lucrează în secret. Iar apoi, se întoarce pe un nor ca toată lumea să-l vadă. Da. Rezumasem, întoarcerea Domnului la ultimul mod din cauza noțiunilor și închipuirilor mele. Am greșit. Da. Nu am întrăznit să mă agăz de noțiunile mele și m-am gândit la cuvintele Domnului. Căci oricine cere, primește. Cel ce caută, găsește. Iar celui ce bate, I îi se va, va deschide. deschide. Amin. Amin. Exact. Acum, în fața întoarcerii Domnului, trebuia să am o inimă temătoare de Dumnezeu și să cercete serios. Aceasta este voia lui. Exact. Da. Dacă nu, aș fi eliminată de Domnul. Da. Apoi l-am întrebat. Dacă, mai întâi, Domnul se întrupează pentru a lucra în secret, cum putem fi siguri că Dumnezeu Atotputernic este Dumnezeu întrupat, Hristos din zilele de pe urmă? Așadar, sora Lee a răspuns foarte fericită. Timp de mii de ani, nimeni nu a înțeles această taină despre ceea ce înseamnă cu adevărat întruparea lui Dumnezeu. Adevărat. Iar acum, Dumnezeu atotputernic ne-a dezvăluit această taină. Slavă ție, Dumnezeule, e minunat. Apoi a citit pasajele următoare. Vi le voi împărtăși. Te răugăm. Răugăm. Înțelesul întrupării este că Dumnezeu se arată în trup și că el vine să lucreze printre oamenii creației sale în chipul unui trup. Deci, pentru ca Dumnezeu să se fie întrupat, trebuie să fie mai întâi trup. Trup cu umanitate normală. Aceasta este condiția preliminară cea mai importantă. De fapt, implicația întrupării lui Dumnezeu este aceea că Dumnezeu trăiește și lucrează în trup. Dumnezeu, în esența sa, devine trup, devine om. Întruparea înseamnă că Duhului Dumnezeu devine un trup, adică Dumnezeu devine trup. Lucrarea pe care El o face în trup este lucrarea Duhului, care este îndeplinită în trup, exprimată prin trup. Nimeni, cu excepția lui Dumnezeu, nu poate îndeplini lucrarea de slujire a lui Dumnezeu întrupat. Adică, numai trupul întrupat al lui Dumnezeu, această umanitate normală și nimeni altcineva, nu poate exprima lucrarea divină. Amin. Amin. Pot citi? Desigur. Dumnezeul întrupat este numit Hristos, iar Hristos este trupul îmbrăcat de Duhul lui Dumnezeu. Acest trup este diferit de orice om care este din carne. Această diferență se datorează faptului că Hristos nu este din carne și oase, ci este întruparea Duhului. El are atât o umanitate normală, cât și o divinitate completă. Divinitatea Lui nu este stăpânită de niciun om. Umanitatea sa normală susține toate activitățile sale normale în trup. În timp ce Divinitatea Sa desfășoară lucrarea lui Dumnezeu însuși. El, care este întruparea lui Dumnezeu, va avea esența lui Dumnezeu, și El, care este întruparea lui Dumnezeu, se va exprima ca Dumnezeu. De vreme ce Dumnezeu se întrupează, va aduce cu sine lucrarea pe care trebuie să o facă, și de vreme ce Dumnezeu se întrupează, va exprima ce este El și va putea să aducă adevărul omului, să dea viață omului și să-i arate omului calea. Trupul care nu conține esența lui Dumnezeu, cu siguranță nu este Dumnezeu întrupat. În privința aceasta nu există nicio îndoială. Amin. Pentru a cerceta dacă este trupul întrupat al lui Dumnezeu, omul trebuie să constate lucrul acesta după firea pe care o exprimă el și cuvintele pe care le spune. Adică faptul că este sau nu trupul întrupat al lui Dumnezeu, și dacă este sau nu adevărata cale trebuie judecat după esența lui. Și astfel, pentru a stabili dacă este trupul lui Dumnezeu întrupat, cheia este să se acorde atenție esenței lui mai degrabă decât aspectului exterior. Dacă omul îi vede doar înfățișarea exterioară și nu ține seamă de esența lui, atunci aceasta arată ignoranța și naivitatea omului. Amin. Amin. Sora Lia a continuat. Hristos este Dumnezeu întrupat. El este Duhul lui Dumnezeu învejmândat în trup și care a devenit un om obișnuit, lucrând și rostind cuvinte printre oameni. Dumnezeu întrupat arată ca un om obișnuit, nu este măreț sau supranatural. El are rațiunea și sentimentele unui om normal, ba chiar interacționează cu oamenii. Diferența este că, în afară de umanitatea normală, El are și esența divină. Hristos poate înfăptui lucrarea propria lui Dumnezeu, poate încheia o epocă veche și începe una nouă. Esența lui este adevărul, calea și viața. Amin. El poate exprima oricând adevărul, ne poate susține, ne poate rezolva problemele și ne poate da o cale de practicare. Da. Hristos poate revela taine, poate arăta firea, înțelepciunea și a tot puternicia lui Dumnezeu. Cuvintele lui Hristos pot îndeplini orice, nici o ființă umană nu poate face asta. Așa e. Domnul Isus, arăta ca un om obișnuit, dar avea esența divină. Apariția și lucrarea sa au început epoca Harului și au încheiat epoca legii. Ne-a oferit calea căinței, ne-a iertat păcatele și ne-a spus să iertăm de șaptezeci de ori câte șapte. Ne-a arătat firea miloasă a Lui Dumnezeu. În timp ce a lucrat, ne-a arătat și multe semne și minuni. De exemplu, a făcut o ologii să meargă, a vindecat orbii, a liniștit mările cu un cuvânt, a înviat morții, a hrănit mii de oameni cu doi pești și cinci pâini și exemplele pot continua. Da. Asta a revelat autoritatea Lui Dumnezeu. Așa e. Amin. Lucrarea, cuvintele și firea pe care le-a exprimat Domnul Isus au fost dovada suficientă că El chiar este Dumnezeu întrupat. Amin. Amin. Numai Dumnezeu poate exprima adevărul, poate încheia o epocă veche și începe una nouă, și poate exprima firea și înțelepciunea Lui Dumnezeu. În afară de Dumnezeu, nimeni nu poate exprima adevărul sau ceea ce este Dumnezeu și nu-și poate asuma lucrarea sa. Așa e. Aceasta este felul în care determinăm dacă El chiar este Dumnezeu întrupat, Hristos, din zilele de pe urmă. Esențial este să cercetăm cuvintele și lucrarea Lui Hristos. Dacă el exprimă adevărul și firea lui Dumnezeu și înfăptuiește lucrarea, atunci este Dumnezeu întrupat. El este Hristos. Amin. Amin. Slavă lui, Dumnezeu. Slavă lui Dumnezeu. Datorită părtășiei sale, am înțeles că Dumnezeu întrupat poate exprima adevărul și înfăptui lucrarea lui Dumnezeu. Asta e realitatea. Da. Slavă lui Dumnezeu. Sora Zoa a adăugat, nu putem ști dacă Dumnezeu tot puternic este Dumnezeu întrupat numai după înfățișarea sa. Trebuie să ne asigurăm prin cuvintele lucrarea și firea Lui. În zilele de pe urmă, Dumnezeu tot puternic face lucrarea de judecată pe temelia lucrării de răscumpărare a Domnului Isus. A încheiat epoca Harului și a adus epoca Împărăției. Dumnezeu tot puternic a rostit milioane de cuvinte, a dezvăluit taina planului de gestionare de șase mii de ani a lui Dumnezeu, taina Bibliei și a întrupării lui Dumnezeu. A revelat felul în care satana corupe omenirea și cum Dumnezeu o mântuiește, cum Dumnezeu face lucrarea de judecată și curățirea oamenilor din zilele de pe urmă, cum alege oamenii după felul lor și cum le determină finalul și destinația. Amin. Dumnezeu, tot puternic, își exprimă firea care este, în primul rând, dreaptă, judecând și expunându-ne firea coruptă și natura satanică de ne împotrivi lui Dumnezeu. Ne arată calea spre a ne lepăda de rău și spre a fi curățeni. Sora Zuză și-a împărtășit, de asemenea, propria experiență de a fi judecată. A spus: Nu am văzut cât eram de coruptă până nu am fost judecată, încercată emondată, mustrată și tratată prin cuvintele lui Dumnezeu. Credeam în Dumnezeu tot puternic, dar tot mă împotriveam lui din cauza naturii mele corupte și satanice. De pildă, mereu îmi plăcea să mă fălesc și să fiu admirată. Îi certam adesea pe ceilalți și îi obligam să facă ce spuneam eu. Mințeam tot timpul pentru a-mi apăra interesele și așa mai departe. Prin judecata cuvintelor lui Dumnezeu, am început să mă tem de el, în inima mea, datorită firii sale drepte. De asemenea, am început să mă axez pe practicarea adevărului pentru a-mi rezolva natura satanică. În firea mea s-a produs o mică schimbare. Slavă ție, Dumnezeule! Nu sunt suficiente rezultatele lucrării și ale cuvintelor lui Dumnezeu atotputernic pentru a fi siguri că El este Dumnezeu întrupat, Hristos din zilele de pe urmă? Da, da slavă, slavă ție, Dumnezeule! Părtășia surorilor mi-a înseninat inima. Slavă ție, Dumnezeule! Cheia pentru a determina dacă El este Fiul omului, Hristos întrupat, este să vedem dacă poate exprima cuvintele și firea Lui Dumnezeu și dacă poate încheia o epocă veche și începe una nouă. Da! da. Dumnezeu tot puternic a exprimat multe adevăruri și face lucrarea de judecată și curățirea oamenilor. A început epoca împărăției și a încheiat epoca Harului. Desigur că e Hristos, întoarcerea Domnului. Da, slavă lui Dumnezeu. Da, slavă, lui Dumnezeu. slavă lui Dumnezeu. Nu înțelesesem niciodată adevărul ca acum. Pur și simplu așteptam orbește întoarcerea pe un nor a Domnului. Nu m-am deranjat să cercetez când am auzit că se întorsese. Aproape că mi-am ratat șansa de a fi reunită cu el. Ce nesăbuită am fost. După aceea, am devorat cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic și am aflat multe adevăruri pe care nu le înțelesesem până atunci. Am fost sigură că Dumnezeu Atotputernic este Domnul Isus întors. -i, Dumnezeule. Am împărtășit lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă cu peste 100 de frași și surori din rețeaua mea. Când i-au citit cuvintele și au auzit glasul, au fost foarte mișcați și toți au plâns. S-au întors către Dumnezeu atotputernic. I-au acceptat lucrarea și au participat la ospățul mielului. slavă, ție, slavă ție, Dumnezeule, Dumnezeule! Ce minunat. A fost de minunat. Dumnezeu! I-aud ia glasul!